Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Sărbătorim la nivel internațional cafeaua și pentru că noi, cei de la Matinal, suntem mari amatori de cafea, m-am gândit ca în această dimineață să stau de vorbă și cu unul dintre cei mai vechi cafegii din București. Este vorba despre domnul Gheorghe Florescu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Spuneți-mi, vă rog, ce ar fi de știut așa despre cafea pentru un om care nu cunoaște foarte mult? În primul rând, zilnic se beau 5 miliarde de cești de cafea zilnic în lumea întreagă. Și această situație a fost declanșată ca urmare a crizei din 29-33, când Brazilia era depășită de mari credite luate de la băncile americane. Și atunci americanii, ca să poată să-și recupereze din banii pe care Brazilia nu mai putea să mai îi dea, a instituit ziua pauza de cafea în America și acum s-a extins întreaga lume. Spuneți-mi, dumneavoastră, de câți ani faceți cafea în București? Eu, ca șef, sunt de la 1 martie 71, ca șef, care preparator, ca maestru. Dar am fost întâi ucenic din 60, dar sunt în contact cu cafeaua de la 8 ani jumate și nu am băut cafea la 8 ani jumate, ci doar am mâncat. Luam câte un bob de cafea prăjită proaspăt de mașina de prăjit cafea în 1991, în curtea nașului meu. Când și cum se bea cafeaua? Pentru că noi o bem așa, când apucăm, cum apucăm? Eu cred că cea mai frumoasă clipă pentru o doamnă sau o domnișoară este atunci când bea cafeaua dimineața la prima oră. Se scoală, preferabil dacă e cineva și dacă e o prietenie sau un cuplu sau soție, ca soțul să-i facă cafeaua, să ducă la pat doamnei. Aceea e cea mai frumoasă clipă, cea mai plăcută clipă din cursul zilei. Îmi povesteați ceva foarte interesant despre cafea mai devreme. Spuneți-mi, vă rog, așa, de-a lungul timpului, ce oameni interesanți v-au vizitat locul? Foarte, și toți oamenii deștepți. Deci spune-mi ce cafea bei ca să știu cum gândești. Deci sunt convins că Răzvan și Dani gândesc bine, că beau cafea de calitate. Ei sunt clienții mei. Chiar sunt curioasă ce tip de cafea le-ați recomandat, din ce parte a lumii? Eu cred că pentru Răzvan îi se convine ce bea Vladimir Putin, Kopilovac, iar pentru Dani cred că Sfânta Elena, pentru că Sfânta Elena este insula unde a murit Napoleon și el, Napoleon, a fost cel mai mare geniu al lumii. Cum ați descrie cafelele astea? Adică, foarte aromate și puternică. Mai mult decât atâta, pentru cel care bea Kopilovac este o surpriză când își aduce aminte de prima iubire, de primul săruș și știe exact, și aduce aminte și unde a avut loc acel moment, acel eveniment. Ce ne recomandați? Cafea la ibric, la espresso? Eu recomand la ibric, dar se poate bea și la espresso. Espresso vine imediat, pentru că e un lucru rapid care se poate. Da, aici e espresso. Repede. Dar nu recomand niciodată cafea la filtru. Filtrul filtrează nu numai cafeaua, dar filtrează și aromele. Și rămâne în filtru și aromei și păcat de ea. La ibric, ce pui în ibric, aia bei. Mulțumim pentru cafeaua din această dimineață, pentru că noi am băut deja. Trebuie să le duc și băieților ceva. Da. Până ajung cu cafeaua în redacție, îmi iau la revedere, băieți, și sper ca de data asta să nu vin cu mâna goală. Bine. Mulțumim, Luxandra.